Salutare băieții și bine v-am găsit aici la un nou episod din Naruto Ninja Voltage. M-am întors cu freza mea de trotinetă pe micile voastre ecrane, pe care cu siguranță nu vă uitați la hentai. Așa că dacă vă place seria asta de Ninja Voltage, nu uitați da și voi acolo un like și să vă abonați în caz că n-ați făcut deja. Hai să vă arăt aici ce am făcut. Dăm aici la guild. În clan sunt doar 30 de locuri. Nu știu de ce au făcut doar 30 de locuri, că sincer eu aș fi vrut să bage 200-300 de locuri, să intrați toți. Dar ce să facem, primii 30 care intră vor fi în clan. Bineînțeles, cei inactivi îi voi scoate ca să intre alții care vor fi activi. Clanul se numește Socket Army și are emblema asta a clanului Uchiha. La regiune am pus România. Voi apăsați aici să vă înscrieți în clan, iar eu o să vă dau accept. Momentan sunt doar eu, sunt șef la mine pe stradă, cu strada goală. Fiți atenți că putem să cumpărăm și medalii pe care să vi le dau. Deci căutați acolo Socket Army și intrați în clan. Și avem aici la Summon un Daily Summon. N-am mai luat vreun d-asta până acum, dar totuși hai să vedem ce e. Cred că e ceva carte din Boruto. Aolo, face asta ca toți dracii. Dăm ceva super mega rar pe dracu. Dar cred că e bun și ăsta, e Amaterasu totuși. Totuși hai să mai deschidem una să vedem ce ne pică. Haide, dă ceva bun. Dă ceva bun la tati. Hai, broscuțo. Nu cred că e ceva chiar atât de bun. Să-mi bag pula în Sarada. Eu-mi bag pula în ele, mai deschid una că m-au luat nervii. De asta nu-mi place mie să joc jocuri de-astea în care trebuie să deschizi chestii pe bani, că mă iau toți dracii. Și din nou un extrem de mare căcat. Da, mulțumesc, chiar aveam nevoie de Orochimaru. Bun, hai să mai schimbăm și noi puțin echipa asta. Uite, hai să-l punem pe Sasuke ăsta, la care am luat Amaterasu. Să vedem cât de bun e și Sasuke ăsta, dar avem doar un jutsu, se pare. Aia e, jucăm așa cu el de data asta. Bun, deci odată o să fie Sasuke ăsta, odată Kakashi pe care nu-l scot, că e cel mai bun momentan pe care l-am. Nu știu dacă mai am pe cineva, pe Boruto parcă am multe jutsuri. Uite, pot să-i dau awake. Hai să-i dau awake. Așa. Și autopic nu merge cu aia, nu se ia niciun jutsu. Sau sunt mai multe forme de-a lui Boruto? A, da, cu aia sunt mai multe forme. Cred că la ăsta am eu jutsuri. Am doar unul. Deci sunt două forme de Boruto. Și astea pentru cine, pula mea? Sunt pentru mine, pentru mama. Ok, hai să facem o misiune să vedem cum arată echipa. Am ajuns aici la chapter 9. Nu știu câte capitole de-astea sunt. Uite-l pe Boruto și pe tatăl lui Boruto, care habar n-am cine este. A, uite că am totuși o înlocuire și Amaterasu ăsta face și el ceva. Bă, nu ia chiar atât de mult damage din ce se pare. Nu știu cum să fac să îmi pice și mie, nu știu, ceva jutsuri mai bune. Îmi pică jutsuri numai pe personaje de-astea retarde. Asta nu face nimic, lemnul ăsta, în pula mea. E înlocuire, dar e degeaba. N-am nicio șansă să trec de misiunea asta. Și mai sunt eu cu Kakashi și cu tatălui Boruto. Mi-a futut la mare sabie pe spinare până a murit. A, deci dacă mor eu, mor și ăștia automat. Cu Naruto chiar îi sparg. Dar gen, pe Naruto mai pot pica și alte jutsuri în afară de astea. Mă refer la Naruto forma asta pe care o am acum. Sau doar astea sunt câte 4 jutsuri de fiecare personaj. Asta e ultimata la Naruto. Bine, de fapt, cred că asta era ultimata lui în prima serie, când a făcut el prin dată Rasengan. Și de atunci l-a spamat ca handicapatul. Oricum se încarcă mai repede decât ultimata aia lui Kakashi. Dar ultimata lui Kakashi, ați văzut, rupe tot. Poate o să o folosească și el. Bun rău Rasenganul ăla, dar cred că rămân ultimul în viață. Boruto și Sasuke sunt prafi. E fiecare cu senseiul lui aici. Știți că senseiului tatălui lui Boruto a fost Minato? N-am viață și n-am ultimata. Nu să-mi bag pula, a murit. Și cred că l-omoram cu ultimata asta. Văd că toți au 9000 și ceva de puncte. Toți încep cu 9000 și ceva de puncte. Să-l bag eu pe Madara, o fi bun de ceva. Dar n-are nicio putere. Deși n-am jutsuri pe ei. No, hai că mere încercat. Cât de blană-i Madara dacă aș fi avut jutsuri pe el. Oricum Kakashi e cel mai bun caracter al meu în momentul de față. Și din ce văd e cam greu să faci rost de alte jutsuri de ultimată din asta. Kakashi și Naruto sunt buni de la mine. Dar mai bun Kakashi. Toate jutsurile din jocul ăsta sunt din Storm 4, absolut toate. Pur și simplu le-au pus de sus pe alea din Storm 4. Cum pula mea a murit așa din prima? Mai bine joc ceva la atac, la Team Battle. Socket care este în Socket Army. Eu sunt în Socket Army, dar sunt singurul din armată. Parcă ultima dată când am atacat-o asta de rang 7, am luat-o pe coajă.
Din câte se vede, nici măcar nu cred că apuc să dau ultimata. Mamă, și sunt și singur aici. Și sunt și amețit, am înțeles. Hai că n-am luat bătaie, trebuie să dau ultimata, că altfel mor. Deci mor exact aici, dar cred că mor chiar și așa. Ăla nu poate să vină să mă ajute. What? O să mor coaie? Nu! Nu! Luptă Kakashi! Mă bate un ninja de ăsta simplu, să-mi bag pula în el. Da, cred că vă las pe voi să vă luptați. Sper să nu mor Kabou. A explodat ceva acolo. Pe unde trebuie să o iau? Oh, a apărut ceva foarte puternic. Hai să mergem să vedem și noi. Ce face ăla, mă? Da, Amaterasu. Bă, vreau măcar să văd. Nici măcar n-am apucat să-i văd. Atât de bun sunt ăștia. Dar măcar n-am murit. E bine și așa. Liga mea tier 3. Nu știu dacă e bine sau dacă e rău. Cred că e rău. Cred că e Silver 1 pe CSGO. Nu vrea să pice nimic ca lumea. Să-mi bag pula în el. Că-l sparg. Hai, fă, dă ceva. O ultimată. Nu mă uit. Ce-a picat? Ce-a picat? Spuneți-mi. Futu-ți morții. Ce-i căcatul ăsta, coaie, pe Kankuro? Nu-mi dădea și mie Shibaku Tensei pe Madara sau morții mătii sau ceva pe Pain? Băga mie și pula în el, că îmi consum toate astea de nervi. Bă, am cerut și o ultimată, e mult. Am cerut mult de la viață. Bag pula în ele, nu mai deschid. Stai să-mi pun jutsurile înapoi pe Sasuke. Pe ăsta, că altul e futut rău de tot. Așa, măcar pe ăsta am jutsuri, dar n-am ultimata. Nu cred că fac vreo prostie dacă îi dau upgrade lui Naruto, nu? Că am și ultimata pe el, dracu. 42 de mii, n-a crescut foarte mult. Dar măcar am 2 buni, am 2 de 40 de K. Și lui Sakura ce dracu să-i fac? Asta e proastă rău de tot. Măcar am ultimata pe ea, dar tot e proastă. Da, Kakashi are 3 stele. Văd că 6 stele poți să faci maxim pe un personaj. 31 de K. Hai să facem și la Sasuke. Cred că doar de asta mai aveam bani, da. Bun, acum poate pot să trec și o misiune aia. Hai, Naruto, nu mă dezamăgi. Bă, ce e iurea e că la jocul ăsta tutorialul e foarte retard și nu înțelegi mare chestie. Îți dă niște cristale la început cu care practic tu nu știi ce trebuie să faci, că nu zice. Deschizi ce vrea pula ta. Cum vine asta că Naruto rămâne mai repede fără chakra decât Kakashi, deși avea mult mai multă chakra ca el în anime? Are logică și jocul ăsta. Ar fi fost mișto să împice și mie ultimata pe Itachi, pe Pain, pe Madara, pe ceva, știi? Să fi făcut un personaj de ăsta șmecher. Sau pe Shisui, vă dați seama cât de blan ar fi fost să-l avem pe Shisui de puncte mari? Uite bă că acum pot să trec misiunea. Că i-am mai upgradat pe ăștia. Dar nu mi-am păstrat ultimata, iar mă bate Kankuro. Te rog, Kakashi, dă-i și tu ultimata. Trăiți iar neamă. Păi n-am nicio șansă așa, ești nebun. What, îl folosește pe Sasori, ești nebun. Hai că l-am bătut până la urmă. Mai bine totuși o să-l folosesc pe Kakashi. Acum cu Shizune urmează. Nu știu câte capitole mai avem aici la poveste, practic. La misiunile astea. Mamă, ce nervi îmi face jocul ăsta că nu-mi pică absolut nimic bun. Dar până una alta nu uitați să intrați în clan. Uite că am făcut și aici niște puncte de activitate. Și desigur să dați un like dacă mai vreți episoade cu jocul ăsta. Și să vă abonați ca să n-ați făcut-o deja. Nu uitați că vă aștept și pe serverul de Discord în descriere. Eu v-am pupat și ne auzim data viitoare. La revedere!